Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, dragi cititori, dragi pichetiști, pe cât de firească și întemeiată mi se pare prezența dumneavoastră de partea cealaltă a standului Humanitas, pe atât de nemeritată, ca să nu spun de-a dreptul abuzivă, mi se pare prezența mea aici de partea astălaltă a standului Humanitas. Mircea Cărtărescu, solenoid, un eveniment. Și dacă în istoria literaturii evenimentele nu sunt dese și se succed la intervale de timp greu de aproximat, cred că pot spune că faptul că suntem în contemporaneitate cu acest eveniment e un privilegiu și merităm cu toții să fim invidiați. Iar pe aceia dintre dumneavoastră care încă n-au citit Solenoid, pentru că e o carte apărută de doar câteva zile, să știți că îi invidiez din toată inima, deci cu drag, pentru că urmează să trăiți fiorul primei lecturi și urmează să vă scufundați într-o lume cu totul și cu totul aparte, așa cum numai Mircea Cărtărescu știe să construiască. Nu știu cum să vorbesc despre această carte în așa fel încât, în primul și în primul rând, să nu mă fac de râs, de al doilea, să nu stric nimic din toată vraja și tot farmecul ei. E foarte primejdios, mai ales atunci când lansezi literatură, riști să aluneci înspre un fel de spoiler și să strici vraja. Voi începe atunci așezându-vă, mi se pare corect și firesc să fac asta, așezându-vă în niște date de cronologie, niște repere biobibliografice Mircea Cărtărescu, să le numesc. Și vă întorc în 2007, când apărea Orbitor, ca să vă vorbesc foarte scurt despre acest intermezzo 2007-2015, intermezzo care a însemnat, din punctul de vedere al cărților semnate Mircea Cărtărescu, vă aduceți aminte, dublu album, Nimic, Frumoasele străine, Ochiul căprui al dragostei noastre, Fata de la marginea vieții, volumul mare care reunește poezia Mircea Cărtărescu și Jurnalul Zen. Am pus acest Jurnal Zen, care în ordine cronologică nu e ultimul apărut sub semnătura lui Mircea Cărtărescu, la final, pentru că în acest jurnal găsim cu contur precis, trimiteri la ceea ce din noiembrie 2015 e Solenoid. S-a chemat fie anomaliile mele, fie aberațiile mele, viața mea nocturnă, viața mea așa cum n-a fost, și din Zen aflăm că oricum nu era singurul front pe care se gândea Mircea Cărtărescu odată ce a lăsat Orbitor în spate să-l deschidă și să-l cucerească. Mai erau, știți, aceia dintre dumneavoastră care ați citit jurnalele lui Mircea Cărtărescu, mai erau manuscrisul Voihnic, Teodoros, mai e Bright Eyes. Încet, încet, pe măsură ce jurnalul se apropie de zilele noastre, notațiile din 2008-2009, cumva pun reflectorul ca alegere definitivă și decisivă pentru următoarea carte după Orbitor pe anomaliile mele. De ce astăzi acel proiect se numește Solenoid? Vom afla sau nu vom afla vreodată. Vorbim așadar despre o carte care are închise în ea zilele a 5 ani de scris, pur și simplu, căci vechimea ei e, cum v-am spus, știm din jurnale, mai mare. Cum să vă vorbesc eu în câteva minute despre o carte care s-a scris în 5 ani? Ce să fac eu cu păginuța mea de însemnări ca să nu nedreptățesc cele peste 800 de pagini ale Solenoidului? De adevărat, la vă mărturisesc cu toată sinceritatea de care sunt în stare, habar n-am. Ce cuvinte, ce poate să spună gura mea despre o carte care vorbește sufletului, inimii, mai mult decât vorbește minții? E, cred, dintre cărțile lui Mircea Cărtărescu de până acum, cartea care vorbește cel mai perpendicular inimii
sufletului. Ce pot eu să spun despre cartea unui om care pare să nu fie străin, să nu mai fie străin de nimic din cele ce sunt omenești? Ce pot eu să spun în fața unei cărți care e o imensă întrebare, o imensă încercare de a da un sens bolii, morții, îmbătrânirii, dar și iubirii, fericirii și atâtora dintre lucrurile care ne fac să fim ceea ce suntem, oarecum o anomalie, adică un suflet, un spirit, îmbrăcat în carne. Eu nu pot să spun decât atât, că, de fapt, e, deși scrisă de Mircea Cărtărescu, cartea noastră a tuturor și să-i mulțumesc că a scris-o. Mulțumesc, Mircea Cărtărescu! Asta-i tot? Cred că e cea mai importantă lansare la care particip de 25 de ani încoace. N-am știut cum să fac o introducere ca să, și nu știu în continuare cum să exprim unicitatea acestui moment pe care îl trăim împreună. Și m-am gândit cum să fac totuși ca să intru în subiect, cum să pot vorbi despre o carte despre care de fapt nu se poate vorbi. Pentru că, așa cum nu poți vorbi despre muzică, nu poți vorbi despre cartea lui Mircea Cărtărescu. I-am cerut permisiunea, atunci, ca să ajung cumva să exprim extraordinarul momentului pe care sunt convins că îl trăim, să-mi dea voie să vă citesc ceea ce i-am scris după cele 8 zile de lectură ale romanului lui. Adică ceea ce am putut exprima sub febra unei lecturi care m-a rupt de lume timp de 8 zile. Și am să încep prin a vă citi această pagină. I-am scris-o luni seara, după ce citisem de lunea trecută, cum vă spun, cele 838 de pagini ale cărții. Dragă Mircea, am încheiat solenoid acum o oră. Am citit în fiecare seară în 8 calupuri de câte 100 de pagini. Din cauza lor, am rupt de fapt legătura cu lumea în aceste zile. Care e cuvântul potrivit pentru starea în care mă aflu? Răvășit? Devastat? Ecorșat? Crucificat pe tatuajul tău? Obligat să ascult strigându-mi se în ureche adevărul teribil pe care îl știam, dar pe care nimeni nu-l formulase niciodată în felul ăsta? Primul gând când am terminat a fost să-mi scriu pe cartea de vizită. Eu am citit solenoid. Căci, în fapt, despre asta e vorba. Despre un eveniment care îți taie oarecum viața în două. Cine va citi cartea ta va înceta să fie un cititor de rând. Așa cum încetezi să mai fii un cititor și un om de rând, după ce citești Homer, Critica rațiunii pure sau Ființă și timp. Acum o jumătate de oră mi-a fost adus volumul proaspăt apărut. Am avut certitudine... L-am citit în șpalt, asta vă rog să înțelegeți. Acum o jumătate de oră mi-a fost adus volumul proaspăt apărut. Am avut certitudinea privindu-l că țin în mână cea mai de seamă isprava acestor 25 de ani Humanitas și că am asistat contemporan cu autorul și mândru implicat într-un câtva în povestea vieții lui la nașterea uneia dintre cărțile mari ale lumii. Am fost în Arcadia lui Mircea Cărtărescu pe când creatorul ei o întemeia. Nu e puțin acest lucru. Mi-am amintit de scrisoarea pe care ți-am trimis-o în urmă cu 2 decenii, o reverență solemnă pe care o făceam în fața celui care erai și a celui ce urma să devii. Am știut de atunci că așa se va întâmpla, că vei fi alesul.
Al doilea gând care m-a însoțit pe parcursul lecturii este că ce se întâmplă în această carte, cartea disperării, disperatei căutări a imposibilei mântuiri, nu poate fi reluat în cuvinte, nu poate fi comentat, așa cum, vă spuneam, nu poate fi comentată muzica. Cum să comentez un urlet literar modelat dumnezeiește? Dacă am fi autentici la lansarea cărții, ar trebui să apărăm în fața publicului și să ținem un moment de reculegere. Mi-e de acum groază de cuvintele pe care am să le rostesc, de tălmăcirile pe care am să le propun, pierzându-mi mă printre bietele mele cuvinte ale gândului tău. Doamne, mi-am zis, cât poate un om să scoată din puținătatea, din puținul vieții lui? În ultim gând, mi-ai confirmat vechea mea idee că în intimul câtorva al celor care urlă la frontierele existenței se exprimă intimul nostru incapabil să găsească forma adecvată a rostirii. Ai fost mandatat tu, singurul dintre noi, care are creierul în formă de fluture. Și tu ai făcut-o decisiv în cartea asta. Ai făcut-o despuindu-te în fața noastră, ca Virgil din romanul tău sau ca Ispas, portarul școlii, în fața turmei disperate de pichetiști. O să vedeți din carte cine-s pichetiști. Singurul lucru pe care ți-l reproșez este că îți lași cititorul devastat. Nu speranța în ei, căci mulți nici nu aveam, ci iluzia, dreptul de a ne minți zilnic în liniște, de a ne inventa jocuri de oameni mari ca să driblăm existența și să nu nebunim de frică. Te îmbrățișez pur și simplu, întrebându-mă câtă vreme de acum înainte nu voi mai îndrăzni să pun cuvintele la oaltă. Postscriptum. Năucitoare. Capitolele 25, 26, 37, 43, 45 și altele. Și acum urmează să fac ceea ce spuneam în scrisoare. Cum am să mă descurc cu bietele mele cuvinte vorbind despre cartea lui Mircea Cărtărescu? Și de fapt, de ce mi-am permis să vorbesc în termeni care par deplasați atunci când e vorba de a vorbi în prezența autorului, făptașului, despre fapta lui? Și în fond, mă puteți crede că am o exaltare stranie. Dar credeți-mă că nu e așa, că tot ce am scris provine dintr-un șoc pe care l-am avut. Am avut convingerea că am avut șansa să mă nasc într-o epocă a lumii în care s-a născut una din cărțile mari ale lumii. Ce fel de carte e? De ce îndrăznesc să spun toate astea? De fapt, Cărtărescu însuși o face în cartea lui. La un moment dat se întreabă, câte feluri de romane există pe lume? Ce fel de literatură s-a scris în istoria lumii? Și spune, sunt două feluri de cărți. E vorba de cărțile importante ale istoriei civilizației occidentale. S-au scris două feluri de cărți. Unele care sunt scrise de virtuozi, de persoane care știu, ca cei mai mari pictori ai lumii, să deseneze pe ziduri uși. Sunt uși minunate, care te induc în eroare. Uși care în clipa în care te îndrepți spre ele să le deschizi, dai de perete. Este o ușă divin făcută, dar nefuncțională. Ea nu se deschide către nicăieri. Și există o mână de scriitori, cei mai mari pe care îi iubește Cărtărescu, și care spune, Kafka este în frunte, care sunt în stare, spre deosebire de ceilalți, să facă uși tridimensionale, chiar dacă ele sunt desenate în aer, și care în clipa în care te apropii de ele, apeși pe clanțe, ele se deschid. Ei bine, cărțile de genul ăsta, și ca să avem o imagine a ce înseamnă o asemenea carte, el invocă Evangheliile, fără să fie vorba de un personaj mistic sau credincios în sensul tradițional cuvântului. Cărțile de genul ăsta sunt cărți care te obligă
ca în clipa în care le-ai citit, să nu mai fii același, ci să răspunzi la o întrebare. Tu unde ești? Tu unde ești? Tu unde te așezi în raport cu strigătul meu? Și cititorul e obligat să spună da sau nu. Cărțile astea sunt puține pe lume. E bine, cartea lui Cărtărescu e o carte de tipul ăsta. Adică, ce date are ea ca să fie de tipul ăsta? Păi, în primul rând, autorul nu e din lumea noastră, că nu e normal. Ca să fie clar, Cărtărescu nu e un tip normal. Nu seamănă cu niciunul din aia care se află în clipa de față, în sală, în România sau pe planetă. De ce nu-i normal? Păi pentru că a ajuns să vadă și să simtă altfel decât toți oamenii care sunt contemporani și decât mulți care l-au precedat. Face parte din acei puțini care simt enorm și au ochiul vederii care descoperă monstruosul. Monstruosul, care este componentă esențială a existenței, oricât de bine înfășurată este ea. Altfel spus, este un personaj, este un om, o ființă umană, căreia carcasa de apărare îi lipsește. Și atunci, tot ceea ce lumea trimite îndeopște spre noi, mai ales grozăvia lumii, este luată de el în plin, în timp ce noi avem toate mecanismele de a ne apăra. El nu are niciunul, dimpotrivă, are toate mecanismele de a le recepta. De a recepta ce? Și acum vine partea a doua. Ce receptează acest om care nu are carcasă de apărare? Păi receptează condiția umană. Ei, și? Ce, nu suntem toți în condiția umană? Suntem, dar nu o receptăm. Nu o receptăm ca un om care spune, își pune întrebarea faimoasă de unde venim și cei cu noi și încotro ne ducem, cu o acuitate care te taie în două. Adică, e posibil să te naști cu condamnarea la moarte în buzunar și să fii conștient de chestia asta? E posibil să fii condamnat din capul locului la moarte de la naștere? Ce fel de existență e asta? E posibil să fii chemat, de fapt, într-un iad în care, pe lângă plăcerile vieții, totul este asezonat pe un fundal de infern în care suferința, tortura, suferința fără margini, durerea și mai ales ignoranța, neștiința în privința propriei tale vieți, este covârșitoare. Cum se poate trăi ca om fără să știi de fapt ce e cu tine? Cărtărescu pare că nu acceptă acest lucru și spune, în fond, am dreptul să fiu unul dintre mulți puțini căutători din istoria speciei umane care vrea să afle ce-i cu enigma numită viața unui om. Oare ceea ce trăim noi e realitatea? Evident nu. E imposibil ca aparatul nostru cognitiv, ca suma simțurilor noastre și categoriile intelectului nostru să fie capabile să înțeleagă realitatea în întregul ei. Suntem condamnați la un fragment, la o vedere. În fond, și insectele văd într-un anumit fel și pisicile văd în felul lor. Atunci de ce n-ar vedea și oamenii în felul lor, limitat la ființa lor de oameni? Dar dacă e așa, din ce nivel, de la ce dimensiune a existenței se vede lumea altfel și mai întreg decât o vedem noi? De la ce nivel? Cum fac să evadez din prizonieratul condiției mele umane? Cum fac să percep semnele altei lumi? Pentru că nu e posibil ca sufletul meu întrupat aici să nu fie un călător în dimensiunile nebănuite ale existenței. Și atunci toată cartea asta este căutarea disperată a unor evadări. A evadării din lumea, mă rog, el o numește lumea bidimensionalității, ca să înțelegem mai ușor cum arătăm de fapt. Să ne imaginăm că suntem, de fapt, existența noastră se desfășoară bidimensional, că ne mișcăm pe planul unei foi. Atunci pentru noi n-ar exista sus,
Pentru noi n-ar exista trei dimensiuni. Noi nu am existat într-un cub, ci am existat în plan. Bun, întâmplarea e că putem să mergem și în a treia dimensiune. Dar poate există o a patra, poate există o a cincea, o a n-a dimensiune. Dacă acolo aș putea să ajung, din moment ce, spre deosebire de insecte, am ajuns în asta, de ce n-aș putea să ajung în alta? Sau există, desigur, alta? Dar care e ea? Cum e ea? Toate aceste întrebări sunt puse de la nivelul anomaliilor mele. Căci așa se numește în jurnalul, spunea Lidia Bodea, al lui Mircea Cărtărescu, volumul până să capete titlul Solenoid. Acum vă spun repede de ce se numește solenoid. Solenoidul este o bobină, nimic altceva. Ei bine, el îi dă proprietăți speciale. Este o bobină care nu numai e în stare să genereze energie să producă magnetism, ci o bobină care e în stare în același timp să facă ca lucrurile să intre în levitație. Toată cartea asta este o căutare de a ieși pe verticală din lume. De a ieși pe o verticală, ca și cum am avea posibilitatea evadării într-o altă dimensiune. Asta este o direcție în care pietele mele cuvinte încearcă să comenteze de necomentatul acestei fapte pe care eu nu știu să o definesc. Ea se numește literatură, cu un termen convențional. Dar nu e literatură. O să vedeți că e altceva. E o convocare prin intermediul cuvintelor a ceva ce eu cel puțin nu am citit până acum. Este un mod de a exprima ceea ce se întâmplă în rărunchii ființelor noastre, dar care nu a fost scos în felul ăsta la lumină. Acum, de la nivelul metafizicii tradiționale, nicio întrebare din cele pe care și le pune Mircea Cărtărescu nu e nouă. Nu asta e problema. Pentru că gândurile astea au apărut în mintea unor oameni înainte. Numai că nimeni n-a reușit să le exprime în forma asta. Forma asta este obținută printr-un truc, care se numește trucul literar. Mircea Cărtărescu este un enorm scriitor și are la îndemână toate trucurile literaturii, din toată istoria literaturii. Știe să umble pe orice registru al literaturii. Și care e trucul pe care l-a folosit în cazul ăsta? A lucrat în registru a ceea ce se numește contrafactual. Contrafactualul a fost folosit în istorie pentru a imagina cum ar arăta istoria unei comunități dacă un eveniment... Da, mai pot vorbi? Dacă un eveniment care intervine și se petrece într-un anumit fel, s-ar fi petrecut altfel. Dacă istoria cu episoadele ei ar fi avut alte deznodăminte. Dar nu cumva și în viața noastră e la fel? Nu există noduri ale existenței noastre în care existența noastră o putea lua pe altă cărare? Destinul nostru, care privit retroactiv pare bătut în cuie, e de fapt lax. Linia vieții o putea lua în altă direcție. Dacă eu, Mircea Cărtărescu, n-aș fi fost cel care sunt acum și n-ar fi parcurs traseul pe care l-am parcurs, atunci personajul din carte este un contra Mircea Cărtărescu, o pereche, Mircea Cărtărescu cu celălalt semn, cu plus dacă e minus, cu minus dacă e plus. Este un Mircea Cărtărescu care debutează în viața literară printr-o eșec absolut și care își ratează destinul de scriitor. Rămâne un profesor într-o mahala a Bucureștiului, într-o școală tristă, toată viața, și pentru că a ratat intrarea în cariera literară, ține doar un jurnal. Iar jurnalul ăsta, ținut dinăuntru alter ego-ului lui, al ratatului care e, devine un jurnal al groazei, al disperării, al viziunii enorme asupra lumii, al unei autenticități pe care scriitorul glorios de astăzi nu o poate obține. Altfel spus, el se preface că intră într-un destin în care autenticitatea vieții lui este salvată, pentru că ea a fost abolită de însăși
de însăși categoriile succesului pe care l-a avut. Deci el se neagă pe el în traiectoria vieții lui de până acum și se inventează în posibila lui viață ratată. Și de pe pozițiile acelui rataj scrie un roman al condiției umane. Asta este, în linii mari, ceea ce pot să vă mai spun. Ziceam că este un personaj care nu are corespondent printre noi, pentru că are un aparat de receptare a lumii pe care nu-l are nimeni în clipa de față. Are capacitatea de a ridica traumele obișnuite ale vieții. De pildă, toți începem prin a face o injecție în viață, nu? Nu există niciun copil care să nu scape fără o injecție. Dar Mircea Cărtărescu, amintirea primei injecții sau descrierea primei injecții, seamănă cu o tortură la Auschwitz. Nu mai e o injecție. Este un mod de a pătrunde în durerea abisală a lumii. Iar simbolul torturii, să mă ierte domnul doctor Stăpânoiu, unul din marii stomatologi ai României, simbolul torturii este pentru Mircea Cărtărescu scaunul dentar, care va popula romanul în forme fantastice. Așezarea pe un scaun dentar și ceea ce se petrece în clipa aia este evadarea în infernul lumii. Deci el are trambuline pe care poate să salte în hiperbolele lumii, cum nu le are nimeni. Și atunci și felul în care se mișcă între real și fantastic este atât de tare împletit și atât de bine, încât când citești, tu însuți nu mai trăiești în lumea ta doar, în lumea realului, ci te miști firesc într-o lume care nu e descoperită de văz. Văzul nu e simțul privilegiat al lui Cărtărescu, dimpotrivă, e simțul limitativ. El vede cu ochii creierului și așa mai departe. S-ar putea vorbi, sau aș putea să vorbesc despre cartea lui, sub impactul traumei de lectură pe care am avut-o, o oră întreagă. Dar îi dau microfonul. Stimați prieteni, sunt absolut mișcat, și mișcat e un cuvânt foarte slab, de bunăvoința extraordinară a dumneavoastră de a fi alături de mine acum, în aceste momente în care se naște un copil, de fapt. Pentru că orice carte, spus simplu, este nașterea unui copil. O să zic că sunt mamă eroină deja, de numărul, din cauza numărului foarte mare, sau datorită numărului foarte mare de copii pe care deja îi am, ajutat de niște mamoși și niște moașe minunate pe care le am alături de mine. N-am să vorbesc despre acest copil, pentru că nu-i frumos ca un părinte să spună el însuși cât de frumos sau cât de deștept este copilul lui. Prefer să spună alții acest lucru, sau poate din potrivă. La cenaclul Junimea, al lui Maiorescu, al lui Eminescu, al lui Caragiale și așa mai departe, exista o regulă de bază, și anume că autorul a vorbit. Autorul nu mai are ce să spună despre propria sa scriere, despre propria sa operă. El deja a spus ce a avut de spus. Urmează ca ceilalți să se pronunțe, cei din afara acestei opere. Am să respect și eu acest foarte înțelept dicton, sau această foarte înțeleaptă regulă, și n-am să vă spun eu acum, știu eu, ceva oricât de puțin și oricât de mărunt în privința cărții mele. Am alte lucruri mai urgente de făcut, ca întotdeauna. Iar lucrul cel mai urgent pe care l-am avut întotdeauna de făcut, după ce am mulțumit publicului, ăsta este primul lucru, am mulțumit publicului, fără care autorul nu există. Lucrul cel mai urgent după aceasta este să mulțumesc oamenilor care au fost lângă mine, alături de mine, care m-au înconjurat cu extraordinara lor încredere și care au făcut timp de peste 20 de ani
deja s-au făcut, au făcut ca acești copii ai mei, aceste cărți ale mele, să poată ajunge pe lume. Deci mulțumesc în primul rând editurii Humanitas, cum am făcut întotdeauna. Sunt foarte mândru că sunt aici pe aceste panouri alături de niște oameni cu care nu îndrăznesc să mă compar și cărora le ajung până la gleznă. Dar sunt foarte mândru că sunt pe aceste panouri. Sunt foarte mândru că am lucrat de peste 20 de ani cu Gabriel Liceanu. Sunt extraordinar de mândru de asta și am spus-o întotdeauna și tuturor. Pentru că, dincolo de faptul că Gabriel Liceanu este cine este și că am o enormă admirație pentru opera lui de filozof, Gabriel este și un mare prieten al meu. Este primul om care mi-a adresat vreodată o scrisoare. O scrisoare venind de la cineva mai sus decât mine și de la cineva care, într-un fel, mi-a întins o mână de ajutor atunci când aveam cea mai mare nevoie de această mână întinsă. Era în 1991 sau și 2, cam așa ceva, când nu găseam editor pentru cărțile mele, când editura Cartea Românească nu mai era ce a fost, avea să redevină peste câțiva ani, și când se produsese acel faimos gol de instituții culturale. Anii 90 au fost absolut îngrozitori, aproape la fel de îngrozitori, deși altfel ca și anii 80. Nu găseam editor, nu știam ce să fac cu cărțile mele. Și atunci am primit o scrisoare de la domnul Gabriel Liceanu, am primit-o în cutia de scrisoare a blocului meu prăpădit din Nada Florilor, unde locuiam pe atunci. Era o scrisoare lungă, într-un plic din acesta profesional, cum eu nu prea mai văzusem. La noi scrisorile erau cu Mănăstirea Cozia pe ele, plicuri din acelea comuniste cu timbrul imprimat deja pe plic. Nu, de data aceasta era un plic ultra elegant și ultra frumos, arăta minunat. Și m-am întrebat cine poate să-mi trimită mie un asemenea plic. Am deschis și era o scrisoare dactilografiată și semnată de... Nu, era dactilografiată, o am acasă, pot să ți-o arăt. Și semnată Gabriel Liceanu, în care mă ruga, pur și simplu, acesta era cuvântul: vă rog să publicați la editura mea, la editura Humanitas. Și, firește, dând curs acestei extraordinare invitații, am publicat după aceea tot ce am scris, practic, la această minunată editură. Alături de Gabriel vreau să-i mulțumesc Lidiei, care este celălalt înger păzitor al meu și care a fost, în special, aș spune eu, dincolo de faptul că a fost alături de mine tot timpul, a fost în special îngerul păzitor al acestei cărți. Vreau să vă spun că această carte nu exista în niciun plan editorial. Editura Humanitas nu a fost sigură că voi ajunge să termin cartea la timp pentru că ea să poată apărea la acest târg. A fost pe ultima sută de metri. Eu m-am chinuit foarte tare să scriu ultimul capitol, l-am scris la Berlin unde aveam o bursă, dar n-am fost nici eu însumi, nici o clipă sigur că voi ajunge să predau cartea la timp ca să poată apărea. În aceste condiții, când editura oricum avea de prezentat la acest târg o grămadă de alte cărți, când toată lumea din editură lucra, era 24 de ore din 24, să spunem așa, pe baricade, a mai venit deodată un cărțoi peste ei. Un cărțoi mare, o carte de 800 și ceva de pagini, nu știu, poate avea 900 în manuscris, nu mai țin minte. O carte extraordinar de mare și de grea. Vă dați seama, deodată Lidia și echipa ei au trebuit să disloce oameni care lucrau deja la alte proiecte, să-i pună să lucreze zi și noapte la cartea mea, să facă tot posibilul și imposibilul ca această carte să fie gata la târg. Până la urmă, această ediție nu este absolut perfectă. Mai sunt miscăpări, mai sunt lucruri pe care le vom remedia la ediția a doua, tocmai datorită grabei extraordinare cu care am lucrat cu toții pentru asta. Îi mulțumesc Lidiei pentru tot ce a făcut pentru această carte. A făcut enorm, a fost prima cititoare a acestei cărți. A citit cartea în două zile și o noapte, fără să doarmă, aproape fără să mănânce. Deci a fost primul, aș spune eu, nu cititor, ci înghițitor al cărții mele.
a înghițit-o pur și simplu și după aceea mi-a spus tot ce era de spus despre ea. M-a ajutat cu alegerea titlului cărții, din peste 200 de titluri pe care eu le-am rulat în ultima lună, că aproape că nebunisem gândindu-mă la titluri de carte. Ia? Când am întrebat-o, când i-am cerut părerea, unul dintre primele titluri pe care ea mi le-a menționat a fost Solenoid. Am renunțat la el, am revenit la el și așa mai departe. A fost o poveste întreagă. Vreau să-i mulțumesc și pentru discursul impecabil de astăzi. Impecabil, cu punct, virgulă și punct și virgulă. Parcă le vedeai plutind în aer. Și firește, nu mai trebuie să spun că îi mulțumesc lui Gabriel pentru extraordinara analiza cărții mele. Nu știu ce o să mai facă criticii de acum încolo, chiar nu știu. Sper că se va întâmpla să spună lucruri pe care și eu vreau să le aflu despre cartea mea, dar Gabriel Iiceanu le-a luat foarte mult din subiect, vorbind uluitor despre această carte. Nu mai vorbesc de superlative, astea m-am făcut că nu le aud și sper că v-ați prefăcut și dumneavoastră că nu le auziți, pentru că pentru mine cel puțin au fost puțin stânjenitoare, dar le accept fiind spuse din inimă. Nu am nicio îndoială în această privință. Doar câteva vorbe, pentru că stăm cu toți în picioare și este greu, nici nu putem respira bine. Doar două, trei vorbe despre scrierea acestei cărți. Eu vreau să vă spun că, din potrivă față de ceea ce v-a spus domnul Iiceanu, eu sunt cel mai simplu și mai obișnuit om din lume. Vă rog să mă credeți. Întotdeauna problema mea a fost faptul că sunt ca aerul. Oamenii s-au uitat întotdeauna prin mine. Nu vă mai spun ce insucces la fete am avut întotdeauna. Cât de neînsemnat m-am simțit în toată adolescența și în perioada facultății și așa mai departe. M-am simțit omul cel mai lipsit de personalitate dintre toți cei pe care îi cunoșteam, colegii mei din cenacul de luni, fiecare este o flacără. Gândiți-vă la Florin Iaru, gândiți-vă la sărmanul Traian Tecoșovei, pe care îl regretăm cu toții. Gândiți-vă la Nino Stratan, care era un foc de artificii. Eu nu eram nimic, stăteam într-un colțișor și mă uitam la ei, cu mare uimire și cu mare bucurie. Atunci, cum se face că am reușit să scriu câteva cărți? Drept să vă spun, nu prea știu. Pentru mine, scrisul nu înseamnă nimic. Este cel mai simplu lucru din lume. Eu nu simt că muncesc sau că lucrez scriind o carte. Sunt ca o femeie gravidă, am mai spus-o de foarte multe ori. O femeie rămâne însărcinată, dar ea nu contribuie la afacerea copilului. Copilul îl face altcineva, îl face corpul ei. Ea se duce la cumpărături, își face manicura, se duce la serviciu, mă rog, face toate lucrurile pe care le face oricine. În timpul ăsta copilul crește. El crește singur. El știe cum să crească, pentru că el se naște dintr-un nucleu, dintr-un gemotoc de origami pe care dacă îl arunci în apă, se desface și iese o lebădă sau iese un nufăr. Cam asta este cu scrisul meu. Eu mă așez la un moment dat să scriu și încep să scriu și scriu. Și scriu în fiecare zi câte puțin, câte puțin, câte puțin, așa cum tricotez, cum împletești un pulover, de pildă, și până la urmă puloverul iese. Ochi după ochi, unul pe față, unul pe dos și așa mai departe. Gândindu-mă aiurea în timpul ăsta, eu mă gândesc la altele, văd filme, mă plimb, știu eu, fac orice face, ca dactilografa care bate la mașină sau la computer, mă rog, gândindu-se la ale ei, nici nu știe ce bate. Este felul în care eu lucrez, așa am lucrat întotdeauna și mie mi se pare că de fapt cam păcălesc lumea, pentru că mie mi-e atât de ușor să scriu, pe când altora le-e atât de greu să citească. Și sunt, din punctul acesta de vedere, am foarte multă simpatie și, știu eu, duioșie pentru cei care încep să citească o carte a mea, pentru că știu că uneori le vine mai greu, uneori le vine mai greu, mai ales în privința unora dintre cărțile mele care sunt puțin mai speculative și mai dificile. Eu aș vrea să încercați să citiți această carte. Este o carte lungă și
cere o anumită obișnuință a lecturii pe care oamenii nu prea o mai au astăzi. Noi citim pe Facebook acum câte o bucățică de colo, câte o bucățică de colo. Obișnuința lecturii îndelungate ne-a cam dispărut. Nu vreau să fiu ipocrit, și dumneavoastră și mie. Nimeni nu mai citește cum citea înainte. Dar totuși aș vrea să vă rog să aveți răbdare cu această carte. Este o carte mai ciudată, mai specială. E o carte care începe pe la pagina 250, așa. O să mă întrebați ce se întâmplă până acolo. Până acolo sunt schele, sunt schele. Este schelărie pe care apoi se va ridica cartea propriu-zisă. Cei care ajung să treacă de prima, de jumătatea cărții și care înaintează încet, încet către sfârșit, probabil că vor fi câștigați. Probabil că vor fi câștigați. Deci vă cer foarte multă răbdare. Citiți rar, citiți câte puțin. Pe 2 luni, pe 3 luni, pe 4 luni de zile. Nu trebuie să o înghițiți așa cum a înghițit-o domnul Iceanu, pentru că asta presupune niște riscuri. Riscuri de indigestie și așa mai departe, indigestie mentală, și nu vă sfătuiesc acest lucru. Deci aș vrea, ideal ar fi ca dumneavoastră să o citiți în exact atâta timp cât a fost scrisă cartea, adică în 5 ani de zile, dar nici asta nu pot să vă cer. Deocamdată nu vă cer altceva și de altfel nu vă cer nimic decât vă mulțumesc extraordinar de tare că sunteți aici cu mine. Mă bucur foarte mult. Această carte nu este pentru dumneavoastră toți, ci pentru fiecare dintre dumneavoastră în parte. Aș spune că este cât o carte pentru fiecare dintre dumneavoastră, diferită de a tuturor celorlalți. Vă mulțumesc enorm! Iertați-mă că vă rețin atenția încă 2 clipe, dar simt nevoia să iau apărarea copilului pe care părintele inconștient îl aruncă în lume, punând pe el diferite etichete stranii. Eu sunt al doilea cititor de pe lume al acestei cărți. Și doamna Lidia Bodea e primul. Și așa cum vă spuneam, am să-mi pun pe cartea de vizită, eu am citit Solenoid. Câteva rectificări. Când eu vin și vă spun și vă rog să mă credeți pe cuvânt că ne aflăm în fața unei apariții extreme, stranii și extraterestre, vine Mircea Cărtărescu și spune că simte onoraș că e la piciorul, la genunchiul, la glezna celor de pe friza asta. Eu spuneam invers. Deci credeți-mă pe mine. În al doilea rând, e adevărat, a citi această carte e o performanță. E o performanță nu pentru că e o oboseală. E o performanță pentru că trebuie să traversezi cea mai teribilă, mai densă atmosferă la care poate fi invitată o ființă umană. Pentru că își traversează, cum vă spuneam, condiția umană. Acum, faptul că lui a fost mai ușor să o scrie decât nouă să o citim, nu știu, tind să-l cred, dar el zice că e un om obișnuit. Credeți-mă că unul dintre șocurile editorilor a fost când s-au pomenit cu caietele lui Mircea Cărtărescu. El scrie pe caiete. Vine cu niște caiete format mare, studențesc, și le dă la cules, la editura. Caietele sunt scrise continuu, 1000 și ceva de pagini, fără nicio ștersătură. Fără nicio ștersătură. De asta e un om normal care poate să scrie despre condiția umană fără nicio ștersătură, 1000 și ceva de pagini, și ce anume scrie urmează să vedeți dumneavoastră. Deci astea sunt lucrurile. Dar asta vreau să apăr. Cartea nu începe la pagina 200. Astea sunt fandoseli de autor. Modestii. A mai spus cineva chestia asta. Iliade despre noaptea de sânziene. Care el credea că a tăiat lumea în două prin noaptea de sânziene. Și n-a tăiat-o. Noaptea de sânziene nu e una dintre cărțile mari ale lumii. Și spunea, ce păcat, publicul nu și-a dat seama că cartea începe la pagina 200. Păi atunci de ce nu a început direct de la pagina 200? E, nu este cazul cărții astea. Ea începe de la prima pagină. Și vă rog să credeți că e așa.
Vă doresc să vă puneți pe cartea de vizită, și eu am citit Solenoid. Va fi o ispravă mare a vieții fiecăruia dacă va citi această carte. Vă mulțumesc! Să știți că cel mai bine cartea începe cu pagina 3, aceea pe care puteți lua autografe. Vă mulțumesc!